3 αλλιεύθερο μου λίτερα Α, αρτίκος 3 δισπάρτο αλλιεύθερο μου λίτερα Α, αρτίκος 94 αλλιεύθερο μου λίτερα Δίνω ορδονάντα εμουγένθε αγωγένου μόλις είναι σαν πιπή 2017 Primind coordonatatrice, are dispoziție primară cu unele la numărul 42-5-5-2022. A fost invitat să participați la președinții ordinare de astăzi. Deci ei, 11 Consiliul European, sunt prezenți 10, domnul Moise, pe să apară din clipa de președință. Este pentru. Deședința este statutară. Acum, în vedere, prevederea articolului 38, anul 15 din codul administrativ, vă rog să supuneți pe aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru, împotrivă, atingere de procesul verbal a fost adoptat în anumitate de vot. La ședință face pe doamna Grescu și TV. Acum, în conformitate cu prevederea articolului 121 din codul administrativ, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Domnul Codrava Leus. Propun de domnul Bălar. Pune pixul. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, domnul Bălar, vă rog să vă luați conducerea lucrărilor. Da, mulțumesc pentru crederea acordată și promit că voi conduce lucrările și ființei conform normelor legale și democratice. Se dă știre ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal Comunității Administrative Teritoriale, Comuna de Județul Bacău, pentru ședințele adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău SA, din 16.05.2022, respectiv 25.05.2022. Inițiator, Comar Victor Maseu. Proiectul este în funcție de raportul de la raportul compartimentului de specialitate și datul de aprobare a primarului, comisia care a studiat comisiile 1 și 2. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării de destinație a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Ardeoani, din imobile cu destinație de unități învățământ și imobile cu altă destinație. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și de aprobare al primarului. Comisia care a adus cele 3 comisii. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere, precum și contribuția Consiliului Local la susținerea întreținerii persoanelor cu handicap, cu măsura de protecție în servicii de tip rezidențial pentru anul 2022. Inițiator primar Victor Iacob. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează Comisia 1 și 2. 4. Diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introdus pe ordinea de zi, da. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului. Dezvoltarea infrastructură, TIC, sistemul inteligent de management în comunal de Județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componenta 10, fondul local. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care adezează Comisia 2. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului, actualizare planului urbanist general cu Comuna Ardeoan, Județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componența 10, fondul local. Inițiator primar Victor de acolo. Proiectul este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care analizează, Comisia 2. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului. Achiziționare stații de încărcare pentru vehiculele electrice în Comuna Ardeoan, Județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componenta 10, fondul local. Inițiator primar Victor Beacov. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care analizează, Comisia 2.
Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale comunale la județul Bacău pentru ședințele adunării generale a adunărilor ASC, Compania Regională de Apă USA Bacău, din 16.05.2022, respectiv 25.05.2022. Avize. Comisia 1. Domnul Moise Cosmin. Comisia 1. Zălui Scălătare. Comisia 2. Domnul Macadam Lucan. Aviz favorabil. Așa. S-au discutat în comisia dinainte, dar în ce trebuie. Dacă dorește cineva să facă vot, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre până prezentate de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă cine este... Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării de destinație al unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Arneoani din imobile cu destinație de unități de învățământ în imobile cu altă destinație. Avize. Comisia 1. Domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2. Domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3. Domnul Popa Gheorghe. Aviz favorabil. Dacă doriți, s-a discutat în ședința aceea. Este, da. Dacă doriți cineva să ia vot. Sunt de acord cu schimbarea destinației a grădiniții și ar fi foarte bine să facem pentru familie defavorizată sau se întâmplă un incendiu, se întâmplă ceva. Deci nu avem unde să cazăm pe nimeni. Așa că dacă amenajăm acolo pentru familie, două, trei, ar fi foarte bine. Deci chiar să amenajăm, nu mai să schimbăm tabla și geamul. Deci să facem la locuință. Deoarece în comună avem numai de nicio locuință disponibilă. Avem o dispensar deasupra, s-au vândut, s-au luat cabine medical, stomator, pardon, farmacie, deci nu mai avem un spațiu. Și chiar și școala de la Ileș, se discutea și din anterioară, să o demolăm, pentru că nu ar fi bine să o demolăm. Deci are în picioare, o putem la ființă, pentru cazare, pentru ceva. Dacă vreți să construim ceva la Ileș și acolo, avem spațiu disponibil suficient. Unde a fost căminul cultural și demolat, și ăla a fost ademolat, nu s-a făcut nimic de acolo. Deci avem loc să construim orice acolo. Deci părerea mea ar fi să o lăsăm, în picioare și să schimbăm destinația și să facem spații de cazare sau altceva. Mulțumesc. Dacă vă și cineva să facem. Haideți să intervină un pic. Nu m-am mai explicat, adică am comisie, că am zis că să fim cât mai operativ. Dar dacă vă uitați în proiectul de hotărâre, spune așa. Se aprobă propunerea schimbării de destinație a unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Arneoani din imobile cu destinație de unități de învățământ în imobile cu alte destinație astfel. Imobilul scris în cartea funciară numărul 548 al Comunei Arneoani este compus din teren în suprafață de 2386 metri pătrați și un corp de clădire construit în anul 1911, o suprafață construită egală cu suprafața de desfășurare, desfășurată, adică 205,82 metri pătrați, să primească destinația de o cameră pentru amenajarea de depozit pentru produse alimentare și de igienă, POA, când vine toate ajutoarele la Uniunea Europeană să le punem acolo, în vederea distribuirii către beneficiar, și o cameră pentru amenajarea spațiului de cazare în situații de urgență. Are 60 metri pătrați, foarte mare, adică se poate compartimenta. Deci cealaltă cameră are 60 metri pătrați. În data noi nu intervenim, adică la modificarea camerelor prin compartimentare. Doar deocamdată e asumat destinația, ca să putem să desfășurăm aceste două componente de activitate și cazul ăsta având destinația, să noi putem, adică să-i facem în prima fază, să-i facem schimbarea tablei și a geamurilor. Și după aia vom mai vedea ce o să mai fie. Iar cu destinația asta să nu uităm, că mai avem și astea două moduri de locuit care sunt aceeași destinație. Bine, dar sunt puțin de două mici, două moduri. Da. Vino, viitor, ia, nu vrem un fel de casă, dar se întâmplă, ia foc, se întâmplă multe, deci e bine să avem și să nu le folosim. Prima fază, deci schimbându-i destinația în așa ceva, după aceea la interior se poate interveni altfel. Am înțeles. Și cu școala, că a scris totuși două obiective. Nu. Școala nu e discuția la școala de la Ilești. Nu, fără discuții de la Ilești, dar s-a făcut acum documentații cu expertiză și urmează ca să studiem, adică expertiză, să vedem, adică care sunt și propunerile expertului. Și după aceea o să vedem mai fel într-o ședință de posibil ulterior, în care să
Să vă spun, adică... A fost renovată în ultima fază, a fost renovată după care copii s-au făcut la școală. Ține cu asta din propunerea specialistului. Dacă spune că să o renovăm, o renovăm, dacă spune să o demolăm, o demolăm, că n-are rost, adică să spunem în pericol... Da. Pe față de cu alte ședințe, iau cum la ori, dar nu asta că... Vreau să spunem așa, că... Bun, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine se împotrivă, dacă se abține? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere, precum și contribuția Consiliului Local la susținerea întregirii persoanelor cu handicap, cu măsura de protecție în servicii de tip rezidențial pentru anul 2022. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Aceeași. Da, aici așa o să... Deci rămâne, cum a spus, cum a fost aprobat și în anii precedenți cu 15%, da? Dorește cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține ceva? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului al cheltuielilor aferente proiectului și al depunerii proiectului dezvoltare infrastructură TIC, sistem inteligent de demediu, în comuna Ardeon, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta 10, fondul local. Aviz. Comisia 2. Domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Așa. S-a discutat în comisie aceeași. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului. Actualizare plan urbanistic general cu comuna Ardeaua, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componența 10, fondul local. Aviz. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. S-a discutat în comisie, da. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supun la hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este pentru? Dacă se obține. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii de achiziționare stații de redresare pentru vehiculele electrice în comuna Ardeaua, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componenta 10, fondul local. Aviz. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Aviz, da. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă sunt abțineri? 7 diverse. Dacă vrea cineva să ia cuvântul. Da, am aici o solicitare a cetățenilor de pe ulița Prisăfăreștilor, semnată de acești cetățeni, prin care îi se aduce la cunoștință o problemă majoră la conducta de apă. Și ne solicită să intervenim pentru a se evita în continuare pierderile de pe segmentul ăsta. Este ultimul segment la sistemul de apă cu probleme. Ultima dată am intervenit la dulf acolo, acum pare normal să intervenim și aici să rezolvăm problema. Conducta de 6 bari, slăbuță. Trebuie ceva mai bun și locuie. Da, locuie. Da. 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 De la DNU cam până la... Până la Vili Popovici, până acolo e problemă. Nu au și casă, nici în altă. Zice că e schimbat acolo. Cornel Lichi cu... A. Da. Suntem record. Record, da. Da. Fiind depozitate toate problemele la ordine de zi, declar închise lucrările ședinței.